Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi m-am gândit să filmez pentru voi, pentru că am zis să fac un vlog astăzi, pentru că știu că mă urmăriți și apăsați acolo mereu butonul de like. Vreau să vă spun, porumbei, că sunt foarte bine și văd că unii au început, au terminat neprăjirea și apoi unii încă mai sunt. Așa, porumbeii ăștia sunt, dragi prieteni. Se vede așa puțin pentru că e soare în spate acolo, bate soarele în coa. Așa, deci ăștia sunt porumbașii. Tocmai ce au mâncat și masa, au păpat puțin. Așa, haideți să vă arăt o femelă de demifond, o femelă de 2011, care am primit-o de la un prieten aici, din matca lui. Da, stați așa să o prind. Este vorba de femela asta. Ia stați că nu stă ea bine aici. Ia să o punem aici. Nu stă în box, nu e învățat pe boxă. Este vorba de femeia aceasta de 2011. Asta de aici. Foarte frumoasă. Hai, intră acolo. Uite că a intrat. Femeia de demifond, care pui din ea, am înțeles că sunt băgați, au fost băgați în licitație și au făcut treabă bună. Ia, uitați-o, foarte frumoasă. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre ea. Foarte frumoasă. Da, aici mai avem un pui la femeia asta, la mine la șpil astăzi. Am vrut să nu mai scot, dar am zis să mai scot în femeia asta, pentru că, așa. Toți porumbeii sunt bine sănătoși. E bine că n-am nicio plină la ei. Ăștia aici pe boxă. Argintiu aici. Așa. Și aici, dragi prieteni, avem puișorii care au puișorii. De fapt, puișori, că da. Dar nu mai sunt pui pentru că sunt maturi. Au ieșit și ei la zbor. Și vedeți și vedeți, sunt, au intrat tocmai acum, când au dat drumul la filmare, au intrat și ei. I-am învățat la steag, zboară la steag, dimineața la 8 le pun steagul, îi las 3 ore, le iau steagul, după aia le dau drumul pe la 4, le pun steagul, le iau steagul și le după ce le las steagul jos, coboară și ei. Pui au nepârlit toți. De mișcat nu i-am mișcat deloc pentru că n-am avut timp. Am avut foarte multe lucruri de făcut cât n-am putut să-mi mișc. Dar asta este. Nici o problemă. Și ei sunt tot bine sănătoși. N-au nicio treabă, sunt au nepărit în lumii. Uitați. Ei, vedeți? Îmi place foarte mult că i-am învățat la steag, adică când le pun steagul știe că să zboare. Adică că le las steagul atâta zboară, dar mai mult de 3-4 ore nu le las, pentru că trebuie să coboare și o dată. Le mai dau drumul seara, n-am treabă cu el, a intrat, intră imediat. Le dau drumul nemâncați, ca să-mi intre, când las steagul să știe că se intre la mâncare și intră foarte bine la mâncare. Și nebăuți apă. Și la 4 îmi intră repede, nu e nicio problemă, adică nu stau
să stea pe afară. Adică am învățat, zic eu, foarte bine. Sunt în formă porumbei, zboară foarte bine. Așa și ăștia. Ăstora trebuie să le mai fac curat până boxe. Stați puțin să leg și la, să închid pui. Gata, i-am închis. Bun, vreau să lămuresc niște lucruri în care am văzut în comentarii. Dacă am văzut pe Instagram că mi le-ați dat mesaje și pe Facebook, dacă mai am americanii și cu standarde de vânzare. Da, i-am. Și o să vi arăt acum și o să vă spun și prețul la ei, pentru că toți mă întrebați ce preț are perechea de american și ce preț are perechea de standard. O să vedeți acum. Stați să-i prind, să-i bag pe boxă, să vi arăt. Deci, asta e perechea mea de standard de la George, dacă știți. Că iară și George filmați. Dacă nu mă credeți, puteți să-i dați mesaj să-l întrebați. Deci, perechea asta, eu o dau cu 1.800.000. Perechea asta, de standard. Bine, eu i-am luat cu 2 milioane, dar eu îi dau cu 1.800.000 pe amândoi. Ăsta e bărbatul și aia e femeia. Deci, să fie clar pentru toți, perechea de standard îi dau cu 1.800.000 pe amândoi. Dar bineînțeles, dacă sunteți aproape de mine, nu trimit până Călăraș, Timișoara, București, Arad și etc. Pentru că nu am transport și nu am posibilitatea să trimit. Dacă sunteți interesați sau puteți să veniți după ei, eu îi dau cu mare drag. Perechea asta mi-a scos numai și numai argintii, pentru că vedeți că sunt amândoi argintii. Dacă vă place și vreți să-i cumpărați, aștept răspunsurile voastre, părerile voastre despre ei. Așa, bun. Următoarea pereche este vorba de perechea mea de americani. Femela, cred că o știți și nu vă mai spun, că o am de la prietenul meu Alex Boncan și masculul l-am luat de la cineva din târg, pentru că negru ăla de la aveam făcut pereche cu ea, nu-l mai am de anul trecut, cred că mi l-a luat pisica sau șobolanul, nu mai țin minte. Deci este un mascul foarte bun, mi-au scos și sunt foarte buni producători. Vreau să vă spun că mi-au scos foarte bine puișorii. Așa și mi-a scos foarte bine niște pui foarte buni. Mi-a scos prima serie, mi-a scos niște roșii liști și apoi mi-a scos un negru și un alb. Deci ăștia doi mi-au mers foarte bine la puia noastră și sunt mulțumit de ei. Îi vând și pe ei pentru că nu mai țin ornament, v-am spus, nu mai vreau să mai țin ornament pentru că iar mă aglomerez cu ei și nu mă țin cu mâncarea. Ăștia o să-i dau cu 2 milioane pe amândoi. Cine e interesat, îmi scrieți în secțiunea de comentarii sau care mă aveți pe Instagram sau pe TikTok sau pe Facebook, îmi scrieți acolo, dar numai dacă sunteți de aproape de mine, adică dacă sunteți la Vâlcea, Drăgășani, zona asta mai aproape de mine, înțelegeți voi? Îi dau cu 2 milioane pentru că femeia am dat pe ea 1 milion și pe ăsta am dat în Câmpul Mare 90 de lei, parcă da, 90 de lei. Când am luat eu masculul ăsta pentru femeia asta albastră, a luat și prietenul meu Claudiu, pe fratele lui, fratele ăstuia, l-a luat el și fata aia, aveam eu o femeie din asta, o neagră, dacă mai țineți minte, nu știu dacă mai țineți minte, dar o să vă arăt eu vouă la el. I-am dat-o lui și a făcut o pereche cu fratele ăstuia, e un, tot așa ca el, un ăla mare, foarte frumos. Așa, deci ăștia 2 milioane perechea și ăia 1.800.000. Dacă sunteți interesați și sunteți aproape și puteți și aveți posibilitatea să veniți după ei, vă aștept cu mare drag. Dacă vreți, vă las și numărul meu de telefon în sesiunea de comentarii. Deci vreau părerea voastră să-mi spuneți dacă vă plac. Porumbeii sunt bine, sănătoși, n-au nicio boală, sunt tratați, vaccinați, etc. Da.
Și dacă sunteți interesați, îmi lăsați în secțiunea de comentarii și vorbim acolo. Dar dacă voi îmi dați comentarii că pot să vii cu ei până la Timișoara, nu, nu am cu ce, pentru că nu am transport. Și până la Timișoara trebuie să bag cel puțin nici banii pe pormeni, nu mi-i scot. Înțelegeți? Sau de unde sunteți voi? Na. Aici avem femeluța cu puiul. Aici argintia asta de la prietenul meu, Bunea Cornel, care vreau să fac cu ăsta de aici. Deci, acum așteptările voastre, voi știți ce faceți. Aici avem masculul meu de 2016. Știu, e puțin dezordine pentru că v-am spus eu că o să le fac chiar curat, pentru că ăștia după ce ne prălea și trebuie să strânge iar mizerie și trebuie să le fac chiar curat. Deci dacă sunteți interesați, aștept răspunsurile voastre în comentarii. Aici avem perechea asta. Aici perechea mea preferată, masculul la care am spus eu tricou cu el și alea. Bine, mama lui, am înțeles că a avut Dunea Cornel pe maică sa, mama ăstea, care e locul 3 în expoziție, a luat locul 3 în expoziție, mama ăstea. Și femeia asta o am tot de la el. Femeia foarte bună și am decis să-i fac pereche. Am niște pui din ei foarte frumoși. Să vedem dacă fac și treabă. Moșul meu de 2016. O femeia asta neagră, care era al ăsta de jos. S-au luat. Deci ăștia sunt standardii. Femeia masculină. Deci dacă cumva vreți și sunteți interesați, aștept răspunsul vostru, părerea voastră. Nu e nimeni obligat să-mi cumpere, nu mă grăbesc să-i dau. Am încercat să-i dau la schimb pe iepuri. Adică perechea asta de americani să iau un iepure pe ea și pe perechea de standard un iepure, tot un iepure. Dar n-am avut cui să-i dau. Am încercat să îi întreb pe ăștia dacă îi vrea. Îi dădeam și la schimb pe iepuri, dar nu orice iepure. Vreau să vă spun că nu orice iepuri, adică dacă voi aveți iepuri de aia românești, eu nu dau porumbei pe de aia românești, dacă erau de rasă, de exemplu, o rasă anumită. Știți voi ce rase de iepuri sunt. Belgian, marele alb, chestii, uite că. Bun, vreau să vă spun că dacă ar fi fost să dau pe iepuri de aia românești, de aia care nici măcar nu... Mă duc el în câmpul mare și nu dau nici cu 10, nu-l dau. Eu nu țin iepuri de aia pentru că nu, ori ții ceva de rasă și ca lumea, ori nu mai țin. Da, cam asta este de aici, de la porumbei. Auta ce frumoasă este de femeia asta, de la prietenul meu asta de 2011. Solzata, mamă, cât de frumoasă. Să vedem anul ăsta ce treabă, o să, la anul de fapt, 2023 o să țin, nu știu, habar n-am dacă o să... Dar acum trebuie să-i aduc și ăștia mascul. Pentru că femeia asta m-a dus-o pentru dânsul, dar dânsul va fi pereche cu... Cu femeia ăluia, unde e? Unde e, mă, ciocolatia, ha? Ia uite, asta perechea mea de roșii. A, uite-mă aici. A, cu asta, uite aici. Ăștia doi sunt pereche anul ăsta, dar la anul masculul o să fie pereche cu asta. O, fata, o. Și asta, ciocolatia de la George, va fi pereche cu dânsul. Chiar dacă vor, chiar dacă nu vor, ei așa o să stea pereche. Eu o să-i fac pe ăștia doi argintii pentru că vreau să-mi dea și mie ceva culori. Cum i-a dat roșii ăștia, cum i-a făcut eu. Da. Deci aștept părerea voastră în comentarii, îmi scrieți acolo. Deci vedeți că nu au nepurile toți, mai sunt, dar ai, nepurilesc. Încet, nepurilesc. Da, haideți să mergem și la mai departe. Am revenit și aici, dragi prieteni. Prima dată să începem cu porcușorii de Guinea. Am căutat femeile și am găsit la prietenul meu Remus. E un băiat de aici, de aproape de la mine, trebuie să mă duc să o iau pentru ăștia doi, dar unul o să-l dau cuiva, nu o să-l țin, pentru că ăștia doi, dacă o să bag femeia, e garantat o să se bată pentru ea și mai bine risc. Trebuie să le fac și lor curățenie și o să-i bag înapoi în, o să-i bag înapoi în colivie. Ia uitați-i. Otto și Rodi îi cheamă.
Bun, aici avem femeluța asta gri, care, ce să vă zic despre ea, uitați, femelă frumoasă, bunicică pentru la anul, să o montez cu, mascul meu bocănilă. Aici avem perechea de Maria Stuart și puiul ăsta al lor, care habar n-am ce, aveam doi, dar unul mi-a murit, nu știu din ce, ăștia sunt foarte pretențioși și foarte, dificil să scoți pui din ei, trebuie să muți ouăle, că ăștia pleacă cu ouăle tărâi și foarte complicat la, perechea asta de Maria Stuart să scoată ei pui. Dar na, tocmai e bine totuși că am scos și eu măcar puiul ăsta din că la câte ouă și câți pui am avut, n-am avut parte de ei, pentru că au murit, n-au ieșit. Aici l-avem pe bătrânelul ăsta, bocă. A, uitați câte farze am băgat astea aici să mănânce, să aibă aceea. A, uitați-o, frumos masculul, foarte frumos. Așa, și haideți să revenim la cățirul Sasha. A revenit, dragi prieteni, și la cățea, uitați-o pe Sasha și aici sunt puișorii. Deci puișorii, uite, s-au făcut foarte mari. Am două fetițe și un băiat, ăsta e băiatul. Sunt foarte răi. Le-am făcut vaccinul de parazitarea. Dar o să-i dau și pe ei. Am încercat să le caut proprietari. Dar bineînțeles că nu-i dau pe oi frumoși, adică nu-i dau pe degeaba. Vreau să scot și ceva acolo pe ei. Sunt foarte frumoși, mari. Uite-ți. Ce fata! Când mă pun așa, ei zice că să joace cu mine acest. Foarte frumoși. Ăsta e băiatul. Ăsta de aici. Au și o lună, aproape două luni, cățelușii. Ia uitați. Frumoșii mei, frumoșii mei. Și așelăii lor. Băi, și așelăii lor. Ia uitați. Dar nu mă grăbesc să-i dau, pentru că n-am găsit deocamdată pe nimeni să, care îi dorește. Dar dacă găsesc pe cineva, o să, o să-i dau, pentru că nu pot să-i păstrez pe toți, pentru că se fac prea mult și... Na. Ia uitați. Sunt mari, latră, foarte răi, foarte agresivi, dar acum, de mici. Sasha! Uitați-o și pe masă. Sasha! Sasha! Gata, fata. Ia uitați și puișorii. Deci, dragi prieteni, dacă găsesc să-i dau și pe ăștia mici, îi dau cu mare drag. Chiar sunt câini din cățeaua mea, Sasha, și din masculul ăla de la mlaciu, de la omul ăla, la 3. Uite, foarte frumoși. Ce mușcă, o nebuni, ce strâng. Ce strâng, bă, ce strâng ei. Wow! Bagă dinți. Ia uitați. Foarte frumos. Da, dacă sunteți hotărâți și sunteți interesați de ei și vreți să-i să adoptați unul, să-mi spuneți. Vă aștept în sesiunea de comentarii sau v-am spus pe Facebook. Deci, să vă spun, asta de aici, asta galbină, e fetiță, ăsta e băiatul și mai e și asta, tot fetiță. Am două fetițe și un băiat. O să... Încerc să văd dacă pot să-i vând, dacă nu, o să-i păsesc, na. Dar de aruncat nu o să-i arunc, pentru că îmi pare foarte rău de ei, pentru că sunt niște căței foarte frumoși și îmi plac. Și na, dacă dă domnul și e să-i vând, îi vând, dacă nu, rămân aici, ai. Dar de aruncat nu o să-i arunc, pentru că îmi pare foarte rău de ei, mai ales că sunt și din Sasha și... Au, dăm drumul! Mamă, ce mi-a ce mi-a făcut așa pe mână. Stați cu minți. Ia uite cum bagă colții. Uite cum bagă colții, bă, dar strâng, frate, strâng foarte tare. Au, băga mi-a și picioarele. Uite ce urmi îmi făcură pe mână, băga mi-a și picioarele. Voi, stați aceea, nu mai săriți pe mine. Da, dacă găsesc să-i vând, să ia cineva, de bine, dacă nu... Ia uite. Da, dragi prieteni, cam asta a fost vlogul de astăzi. Ia uite.
Da, de mici, de mici. Scutură-mă. Scutură-mă. Sasha Juniori, mă. Sunt Sasha Juniori ăștia. Sunt răi de mici. Nu știu ce vorbesc și ce rasă de câini sunt. Nu sunt orice tute, cum zic alții, că bă, tu ții tute. Ce dracu te lauzi cu javrele alea? Da, javre, da. Voi abar n-aveți ce știe ăștia să facă. În fine, nu dau acum detalii. Bun, cam ăsta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi răspundeți la ce v-am spus. Și dacă sunteți interesat, vă aștept cu un mesaj și cu o părere. Ne revedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați și să apăsați și voi butonul de like.